Mă numesc Silviu Dasăru, aici cu colegul meu. Și Robert. Și astăzi, practic, vrem să facem câteva experimente care au oarecare legătură cu lecțiile predate la clasa 8-a de chimie. Reacții de descompunere și de... Combinare. Care am studiat în momentul acesta, da. Așa, și vrem să vă arătăm și vouă ce putem crea cu niște substanțe. Extraordinar. Pentru primul rol de experiment o face reacția dintre betadină și pastile de vitamina C. Aici betadina conține o moleculă triodură care are numai 3 atomi de iod. Avem și aici sus molecula de triodură. Voi pune niște betadină în acest pahar randomizer cu apă până se va colora. Mă dacă mai gândesc că este așa un maro roșu. Acum voi lua aceste pastile de vitamina C, care sunt comprimate de 1000 de miligrame de vitamina C. Voi pune două pastile înăuntru. Și le voi pisa în acest mojar. Acum că sunt pisate, le voi pune în pahar. Și puteți vedea când voi amesteca sticla, că se va face transparent. Deci o reacție cu modificare de culoare, vizibilă clar și foarte rapidă. Acum pentru al doilea experiment, va face Silviu cu Robert. Așa. Bun, avem nevoie de două sticle de sticlă. Haideți cu apa. Vom pune aproximativ un sfert jumătate de pahar, de sticlă. Te descurci? Apă cam cât să umple un sfert din sticlă. Așa. Acum vom face niște biluțe din folie de aluminiu. În prima dată vreau să pun aici hidroxid de sodiu. Și într-un balon hidroxid de sodiu, adică sodă caustică, cum se cunoaște. Folie de aluminiu se va pune în sticla cu apă. Și vom pune cam o lingură de hidroxid de sodiu. O lingură. Nu se scurge. Nu? Nu trece pe mine. Așa, punem înapoi și punem direct în balon. Ține balonul puțin mai... Păi, trebuie să îngeri un pic mai tare. Trage tot. Profete, pune-te deasupra mesei. Pune-te deasupra. Pune-te deasupra. Avem o versiune.
e destul, numai că nu se dizolvă, este tot pe fund. Mai pe fund. Acesta deja începe să se umfle destul de tare. O să le lăsăm aici. Da, vedeți? Și aici hidroxidul de sodiu cu aluminiu și cu apa deja fac o reacție. Așa. Până se umple, se umple amândouă baloane, o să pun la dizolvat polisiren în acetonă. Până la finalul orei ar trebui să se dizolve. Cred că ajunge. Da. Mai mers decât pe altele astea. Cred că am pus pe puțin. Este o reacție exotermică, adică produce foarte multă căldură. Asta este super. Acum ar trebui să se vadă, sigur, viața mai repede. Nu face. În urma reacție se degajă gazul, da? Care umplă balonul. Întrebare, nu e o clipă, întrebare. De ce? De ce plutește valoarea? N-are pentru ei deocamdată, că voi pe să spun că știți. Decât aer. De fi mai ușor, sigur că... Este mai puțin de... Da, densitate mai... Pe reacție controlată, da? Deci ne așteptăm să facă, da? Ceea ce se întâmplă. Face bun! Yeah. Wow.